Bună și bine v-ați întors pe canalul meu! Astăzi, după foarte mult timp, m-am gândit să vă arăt produsele mele de machiaj. Nu am mai filmat un clip de genul ăsta, cred că de aproape un an, așa că am zis să vă arăt ce produse am eu în momentul acesta. Mai am un clip filmat undeva prin vara anului trecut, o să vi-l las linkuit în descriere. Ce vreau să spun este că produsele mele de machiaj se împart în două mari categorii, la fel ca și parfumurile, și anume o parte pe care le am eu acasă la mine și pe care le folosesc aproape zilnic, sunt acestea pe care le vedeți voi acum, și cea mai mare parte din produsele mele de machiaj se află acasă la părinții mei, produse pe care nu le mai folosesc atât de des, care nu mă mai încântă atât de mult și pe care le-am dus acolo. Acolo sunt foarte multe, v-am zis, ultimul clip filmat este undeva în vara anului trecut și o să vi-l las linkuit în descriere. O să refilmez clipul când o să ajung la ei, pentru că s-au mai adunat produse. Acum că v-am precizat treaba asta, haideți să vă arăt ce produse am eu aici și pe care le folosesc aproape zilnic. Aici am produsele pentru ochi. Am acest gel de la Benefit 24 Hour Brow Setter. Este un gel de sprâncene, de fixare a sprâncenelor. De la Aiko am acest creion Spotlight Highlighter Pencil pentru arcadă. Un eyeliner, roller liner de la Benefit, dar care este gol, îi folosesc pensula pentru... Am ajutat de ea pentru că e foarte subțire. Și în momentul de față îl folosesc pe ăsta de la Inglot 77, care s-a și întărit, o să îl arunc cât de curând. Recent mi l-am cumpărat pe acesta din DME, de la Essence, pentru că mai am două, cred, acasă la părinții mei și l-am folosit și îmi place destul de mult. Mai am un mascara albastru de la Oriflame din gama One Color. Haideți să vi-l și arăt. E foarte albastru și e fain, dar nu-l port atât de des. Un gel de sprâncene Gimme Brow Plus de la Benefit. Am folosit de foarte multe ori gelul ăsta și în full size și în travel size. E genial. Aici am un mascara maro de la Avon. L-am cumpărat recent pentru că nu aveam niciun mascara maro și voiam unul. Un gel de sprâncene de la NYX Blond. Un eyeliner maro de la Mina, primit în cutiuțele Look Fantastic. Un mascara de la Essence Lash Princess, eram foarte curioasă de el și mi l-am cumpărat și eu din DM, e foarte bun. Acest creion de sprâncene de la Benefit, Precisely My Brow Pencil, preferatul meu și din acestea am terminat câteva. Cabrow de la Benefit, produsul preferat de sprâncene, cel pe care îl folosesc cel mai des. Mai am încă un creion de sprâncene de la Diego de la Palma, pe care l-am primit în cutiuțele Look Fantastic. Un rimel de la NYX Worth the Hype, foarte mult îmi place. Creion de ochi de la Oriflame din gama One Color, aici este o parte albă, iar aici o parte neagră. Un mascara L'Oreal Air Volume, nu prea îmi place, încarcă foarte mult. Și un mascara Benefit Day Real Magnet, îmi place foarte mult, doar că se demachează foarte greu. Acestea au fost produsele pentru ochi, o să trec la palete și produse pentru față. Am această paletă de la Makeup Revolution Fierce Wild Animal Palette. O păstrez pentru că are oglinda foarte mare și mă folosesc de ea și aici pe toate le combin fonduri de ten. Mai am această paletă de la Too Faced Gingerbread Spice. Așa arată, e foarte drăguță. Paletă de la Rare Beauty, un brand ce s-a lansat în vara anului trecut, cred că în iulie, dacă țin bine minte, și mi-am cumpărat și eu câteva produse. Uite, așa arată paleta asta, e genială, doar că nu prea e de zi cu zi. Paletă de la Natasha Denona, se numește Mini Glam Palette, sau Palette. Așa arată, foarte cremoase fardurile, paleta e superbă, îmi place foarte mult, o folosesc foarte des. Din nou o paletă folosită foarte mult, Urban Decay Naked Petite Heat.
E foarte folosită, credeți-mă. O pudră de la Huda Beauty în nuanța Pound Cake. O pudră 2-in-1 fond de ten compact și pudră, ceva de genul, de la Sephora în nuanța 20. E destul de închis acum pentru mine, dar la vară va fi bun. O paletă de la Dior Backstage nuanța 003. Pudra de la Coty Airspun îmi place foarte mult și bronzerul de la Too Faced Sweetie Pie. Din nou, foarte mult îmi place acest bronzer. Un blush de la Milk Makeup. Și ăsta e drăguț. Un iluminator de la BK pe care l-am de ceva timp și e foarte drăguț, doar că am ajuns și la tăviță. Vreau să-l înlocuiesc, dar nu știu momentan cu ce, așa că îl mai țin. Aici am un blush de la Rare Beauty. Rare Beauty, brandul Selena Gomez. Și v-am zis, s-a lansat în vara anului trecut în România. Și mai am aici Hula de la Benefit, care este un bronzer foarte bun. Aici am produse pentru față, din nou. Am și acest produs pentru sprâncene. Este un gel pentru fixarea sprâncenelor de la Baby Brush, de pe site-ul Baby Brush. Cicaper de la Dr. Jart. Trebuie să o termin crema asta pentru că o să expire în curând. Este o cremă verde care se transformă în nuanța tenului, să zic așa. O bază de la Royal Velvet Oriflame. E recumpărată a treia oară. Foarte faină e. Un spray de fixare de la Boys & Berries Dewy Setting Spray Fabulizer. Nu m-a încântat atât de mult. Nu-mi place de mult pe cât îmi plăcea cel de la MAC, dar o să-l termin și o să-l recumpăr pe la. O soluție de la Ebeline. E pe terminate. E soluție pentru pensule. Un anti-charcon, un concealer de la Rare Beauty. Foarte fain, îmi place foarte mult. 190W, are acoperire mare, dar este mat. Să știți acest aspect. Mai am o cremă de la Filorga Oxygen Glow, doar că are sclipici și am pus-o aici să o folosesc ca bază. Un iluminator lichid, eu îl folosesc mai mult pe post de blush, de la Rare Beauty, nuanța Transcend. Este destul de închis, dar arată bine pe post de blush. Un fond de ten pe care l-am cumpărat recent, L'Oreal True Match Nude Serum. După cum vedeți, e destul de închis față de pielea mea. Nuanța 4-5 Medium. Nu știu, unde mi s-a părut destul de deschis, dar când am ajuns acasă și am văzut cât e de închis, îl combin cu concealerul de la Rare Beauty. Încă un concealer Rimmel London. Îmi place foarte mult acesta. Picături pentru produsele de machiaj întărite de la Boys & Berries. Aici este un ruj care n-are ce căuta aici. Iar în partea aceea am rujuri. M-am mutat și eu după voi. Am rujuri aici. Am un gloss de la By Terry. Din cutiuțele Look Fantastic. Dacă tot am început cu glossurile, o să vă arăt glossuri acum. Glossul acesta de la Fenty Beauty. Uitați ce urât s-a făcut ambalajul. E foarte fain, cel de la By Terry nu prea-mi place, dar cel de la Fenty, da. Mai am un gloss de la Rare Beauty. Foarte mult îmi place acesta, doar că nu prea rezistă. Mai am un gloss de la Chanel. Mi-am dorit eu neapărat un produs de la Chanel. Și este în nuanța 119. E un mov cu sclipici. Dar nu e atât de pigmentat pe buze, nu se vede chiar așa de mov. Și mai am, pe acesta de la Essence, Lip Booster cu ulei de piersici, foarte fain și acesta. Creioane de buze, pe acesta le am, acesta este de la Maybelline, Superstay Ink Crayon, nuanța 15 Capricorn, foarte fain. Un creion de buze de la Avon True, nuanța Simply Spice, unul de la Rimmel London, nuanța 700, încă un creion de buze de la L'Oreal Paris, o nuanța 102, un creion de buze de la Estée Lauder Double Wear
nuanța 04 Rose și încă un creion de la MAC, nuanța Spice. Și mai am aici un ruj lichid de la Kat Von D, nuanța Lovecraft. Cutiuțele astea sunt cutiuțele Look Fantastic, să știți. Un ruj de la NYX din acesta Shine Loud. Aici are gloss, iar aici are ruj. Fără gloss, să știți că rujul e destul de lipicios. Dar cu gloss se menține foarte bine și chiar pe timpul când se purtau măști, rezista foarte bine. Un ruj pe care l-am cumpărat recent de la Faberlic, am dat o comandă la Faberlic, este acesta. Nu știu dacă găsesc nuanța. Trandafir de cașmir se numește nuanța. Nu prea îmi place, destul de deschisă, mă face destul de palidă la față. Trebuie să-mi cumpăr altă nuanță, dacă o să mai dau comenzi. Un ruj de la Oriflame din gama The One Color Unlimited Ultra Fix. E foarte rezistent rujul ăsta, nuanța Ultra Top. E un pic mai gri, dar e foarte drăguț și foarte rezistent. Și mai am încă două nuanțe, dar nu le am aici. Un ruj de la NYX din gama aceasta Soft Matte Lip Cream în nuanța London. Mai am aici niște mostre de pe la Oriflame. De la MAC, acesta, nuanța Under the Cover. Încă unul de la NYX, nuanța Stockholm. 01 de la Sephora. MAC Velvet Teddy, dar mi s-a rupt, trebuie să cumpăr altul. Cupio, în nuanța Innocent, parcă este. Da. Și mai am unul de la Baby Brush. I'm the One, foarte fain și acesta. Aici mai am niște dischete, am crema pe care o folosesc eu de față de la Babshen, o să o vedeți în empties, mai am bețișoare. Aici am tot de la Baby Brush, am pensule, nu sunt toate de la Baby Brush, dar pensule sunt în general, aici nu știu ce am. Un alcool sanitar, niște șervețele de machiante cu care mă șterg pe mâini, măști de buze, bureței de la Oriflame, încă nu am cumpărat, încă nu am recumpărat pe cel de la Beauty Blender. Și aici am produse pentru față. Aici în spate am o vopsea de sprâncene, o cremă de față de la Polar din cutiuța Look Fantastic, un oxidant tot așa pentru vopsea de sprâncene, un ulei tot de la Look Fantastic, o cremă de noapte Renight Cream tot de la Look Fantastic. Aici am niște ser de la o mască, o cremă pentru gât de la gât și decolte de la Pride tot din cutiuțele Look Fantastic. O cremă Nidoflor pe care o foloseam eu pentru coșuri, dar n-am mai folosit de foarte mult timp. Un exfoliant chimic de la Balance Me. O cremă de ochi cu vitamina C tot de la Balance Me sau Balance Me. O cremă de ochi de la Severe și un autobronzant pentru ten de la Mine, tot din cutiuțele Look Fantastic. Iar recipientul acesta l-am de la IKEA. Și cam astea au fost toate produsele de machiaj și de îngrijirea tenului, să zic așa. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să-mi spuneți în comentarii ce ați mai vrea să vedeți pe canalul meu, dacă vreți să filmez și colecția de parfumuri, pentru că mă gândesc să filmez colecția de parfumuri. Așa că sper că v-a plăcut și aștept comentariile voastre. Până data viitoare, vă pup și vă doresc o zi minunată! Pa, pa!